Mia avea 44 de ani. O durere în piept l-a alarmat zilele trecute și de la serviciu s-a dus direct la spital. A fost consultat și a primit un tratament. Durerea s-a extins și a doua zi s-a întors la spital. Se vedea un pic mai vână pe față, era mai rău. Și a zis că, mi-e rău, nu mai pot. Fiind așa de rău, s-a dus iarăși la camera de gardă. I-a spus că, deși te-ai învățat să vii aici în fiecare zi, deci nu te-ai dus la medicul de familie, o să-ți treacă în 4-5 zile. Și el a zis, doamnă, dar când se vin, când mor? Asta e România. Nu a mai fost consultat, iar omul a plecat acasă abia respirând. I s-a făcut rău și a murit în brațele soției. Tu căzut jos, s-a mețit și a murit în mâinile mele. Radita mai om. Conducerea unității medicale a demarat o anchetă internă și a observat că pacientul nici măcar nu era trecut în registru. În cazul în care vom concluziona că anumiți medici sau anumiți persoane din cadrul spitalului nu și-au făcut, nu și-au respectat atribuțiile, le vom sancționa conform legii. Familia bărbatului este hotărâtă să depună plângere la Colegiul Medicilor.